Un accident ce putea duce la o tragedie a avut loc aseară pe centura de est a municipiului Cluj-Napoca. Un șofer cu o alcoolemie de peste 1,20 mg pe litru alcool pur în aerul expirat s-a răsturnat cu tirul care era încărcat cu o substanță periculoasă. Conducătorul auto în vârstă de 43 de ani este din Maramureș. Polițiștii spun că accidentul s-a petrecut după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. În autovehicul se aflau 4 recipiente de 1000 de litri fiecare, în care se afla o substanță folosită în industria auto, respectiv diluant. Două dintre rezervoare s-au spart, substanța deversându-se pe carosabil. Traficul pe centură a fost blocat peste 2 ore, până ce autoritățile au reușit să degajeze substanța de pe carosabil. Față de conducătorul auto a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore în cursul zilei de astăzi, urmând ca mâine, la expirarea perioadei de reținere, acesta să fie prezentat în fața unui judecător pentru drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă sau dispunerea unei alte măsuri. Polițiștii efectuează în continuare cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul cu alcoolemie de peste 0,8 mg pe litru alcool pur în aerul expirat.